Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Sănătatea în Cuvinte. Așa cum v-am obișnuit, o avem din nou invitată astăzi la noi în studio pe doamna Doina Crețu, medic generalist la Centrul Medical Asclepion. Bine ați venit, doamna doctor! Mulțumesc, bine v-am găsit! În ultimile săptămâni în care am tot povestit de diverse situații medicale, de diverse boli, și pacienți, pentru că, așa cum bine spuneați dumneavoastră, nu există de fapt boli, ci există pacienți și bolnavi. Vreau să-mi spuneți cu ce noutăți veniți acum, în acest sezon în care s-a lăsat deja vremea puțin mai rece. Da, mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur că mă aflu aici alături de dumneavoastră în această emisiune interesantă. Într-adevăr, încercăm și noi, pe cât posibil, să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și a solicitărilor pe care le primim din partea pacienților, din partea oamenilor cu care colaborăm. Și, și pe această cale vreau să aduc atenția telespectatorilor noștri, a celor care ne privesc, celor cu care lucrăm, ultimele noutăți legate de activitatea clinicii Asclepion. După cum știm, și așa după cum am prezentat și în emisiunile anterioare, în cadrul clinicii Asclepion avem o gamă variată de servicii medicale. Începând cu ambulatoriul de specialitate pe care îl avem, care cuprinde principalele specialități medicale și pe cele chirurgicale, legate, bineînțeles, de activitatea de medicină a muncii, completate ca și activitate cu cea de laborator clinic, de servicii medicale paraclinice și, bineînțeles, cu serviciile conexe ale actului medical. Ceea ce este o noutate acum, de data recentă am înființat în Târgu Neamț un cabinet de alergologie și un cabinet de urologie. De ce am luat această decizie? Deoarece, după cum se cunoaște, probabil că privitorii noștri din zona respectivă știu cel mai bine, în această localitate, în această zonă, există un deficit de specialiști pe cele două specialități, iar noi, având în structură medici de această specialitate și cabinetele medicale organizate, am luat decizia de a oferi și locuitorilor din Târgu Neamț și din zona arondată aceste două activitatea acestor două cabinete. Deci, repet, cabinetul de alergologie și cabinetul de urologie își desfășoară activitatea de data recentă și în Târgu Neamț, pe strada Cuza Vodă, la blocul E4, unde funcționează și cabinetul doamnei dr. Maftei Stanculeana, o distinsă colegă care este foarte cunoscută în zona Târgului Neamț, desfășurând o activitate de medic de familie de peste 20 de ani. Această activitate, deci a celor două cabinete, de alergologie și de urologie, se desfășoară în Târgu Neamț, repet, pe strada Cuza Vodă, la blocul E4, și este foarte important ca pacienții să știe faptul că toți medicii de familie și colegii din ambulatorul de specialitate al Târgului Neamț au fost informați asupra deschiderii acestor două cabinete și, prin intermediul lor, se pot face planificări pentru consultațiile de specialitate necesare. După cum se știe, afecțiunile alergologice sunt destul de frecvente în zona noastră. Acum că începe sezonul rece, chiar dacă încă temperaturile nu sunt foarte scăzute, dar oricum asistăm la aceste variații de temperatură, această perioadă este una care predispune la apariția simptomelor privind bolile alergologice. Și, pornind și de la acest considerent, am considerat că este util ca, în afara activității cabinetului de alergologie din Piatra Neamț, să extindem activitatea acestuia și în Târgu Neamț. Deci, în Târgu Neamț, pe strada Cuza Vodă, la blocul E4, după cum spuneam, funcționează cabinetul de alergologie. Tot acolo avem deschis și activitatea, am deschis și cabinetul de urologie. Tot la fel, pentru consultații la această specialitate, pacienții se pot adresa fie direct acolo la cabinet, fie prin intermediul medicilor de familie, pentru a se realiza planificările necesare. Afecțiunile
urologice, precum și cele alergologice, de o mare frecvență în zona noastră, sunt descoperite în această zonă a Târgului Neamț și a comunelor limitrofe. Și pornind de la acest lucru, am considerat oportună deschiderea celor două cabinete. Cabinetele sunt încadrate cu medici specialiști, cu experiență îndelungată în domeniu și cu ceea ce este mai important, cu rezultate foarte bune în monitorizarea pacienților. Este important să menționez că la cabinetul de alergologie se fac și testările alergologice necesare și, bineînțeles, putem să completăm necesarul de investigații și cu analizele de laborator necesare, cu atât mai mult cu cât în cadrul clinicii Asclepion avem și laboratorul de analize medicale care realizează aceste analize. Un lucru de asemenea important este faptul că medicul specialist este cel care indică tratamentul și mai ales acel tratament specific, acea imunoterapie specifică care este necesară în foarte multe afecțiuni alergologice și fără de care real nu se pot obține rezultate notabile în tratarea unor astfel de afecțiuni. Pentru că veni vorba de alergii, aș vrea să vă prezint, stimați telespectatori, o carte de Alex Gazola, o carte care se găsește în librăriile Bibliopolis și se numește Cum să faci față alergiilor alimentare. Pentru că dumneavoastră știți că trăim într-o lume în care aditivii, iourile și tot ceea ce este completare la, ca să spun între ghilimele, completare, că nu e deloc potrivit pentru alimentația noastră, aceste completări, ne provoacă și alergii. Numai de mult, acum vreo 2-3 zile, am auzit undeva pe un post național la știri că se va prelungi perioada în care cei care sunt decedați nu vor mai fi dezgrupați la 7 ani. Nu râdeți, doamna doctor, că nu e de râs. Nu. Nu râdeam, este un pic, da, interesantă chestiunea asta. Da, pentru că cei care au decedat la 7 ani nu mai sunt în starea în care îi găseam noi pe, înaintașii noștri. Și așa mai departe. Deci, de ce oare sunt conservați? Pentru că noi introducem în organismul nostru, odată cu alimentele, aceste multe feluri de iauri, de aditiv și conservanți, și ajungem sfinți fără să vrem. Am făcut un spirit de glumă printre altele. E mai bine să avem și un subiect un pic mai degajat în această... Doamna doctor a și zâmbit, mă bucur pentru asta. Așadar, reamintesc și mulțumesc librăriei Bibliopolis că ne pune la dispoziție în fiecare emisiune cărți de specialitate și nu numai de specialitate, pentru că vă aduc completare informații de care dumneavoastră aveți nevoie. Aș vrea chiar să-mi spuneți, doamna doctor, cât sunt de utile aceste cărți care se găsesc în librării pentru pacienți, pentru telespectatorii noștri, nu neapărat să fie bolnav un om care să-și cumpere această carte, ci de ce este bine să fie cumpărată? Da, într-adevăr, sunt utile și sunt de interes general astfel de puteți cărți. Puteți chiar să vorbiți despre am răsfoit și eu puțin această carte înainte de a începe emisiunea. Este o carte interesantă pentru populația generală. Bineînțeles, ea se adresează mai puțin specialiștilor și mai mult populației generale, care trebuie să știe care pot să fie principalele cauze de apariție a alergiilor. Sigur, această carte tratează alergiile alimentare. După cum spuneați, alimentația noastră actuală este plină de substanțe care au un real potențial alergizant și care pot determina alergii. Sigur, folosim tot felul de conservanți, antioxidanți, coloranți și așa mai departe, care ne încarcă alimentația și care, prin componentele lor proteice, pot să determine aceste reacții alergice. Reacțiile alergice alimentare, că despre astea, acestea sunt subiectul și a cărții și ceea ce spuneați și dumneavoastră anterior, sunt determinate de aceste proteine alimentare care străbat mucoasa digestivă, bineînțeles, și ajung în sânge, acolo determinând o reacție exagerată din partea organismului care le consideră ca o amenințare. Asta este în esență o alergie. Și bineînțeles că această reacție a organismului poate să aibă grade diferite de intensitate, de la o reacție locală
știu eu, o bucală orofaringiană, până la o reacție generală, acel temut șoc anafilactic care poate să aibă un potențial extrem de grav. Este foarte important ca, și este util ca oamenii să se informeze și să știe despre ceea ce este, știu eu, despre ceea ce înseamnă aceste alergii alimentare, cu atât mai mult cu cât ele sunt frecvente la vârste tinere. La vârste tinere, chiar la copii, asistăm la apariția unor reacții alergice la vârste din ce în ce mai mici, la substanțe din ce în ce mai variate, pe care este uneori greu să le decelezi. De aceea este foarte important la apariția unor astfel de reacții ca persoanele să se adreseze cabinetelor de specialitate și aici revin și mă bucur că prin cabinetul de alergologie din cadrul clinicii Asclepion putem să venim în întâmpinarea acestor nevoi ale persoanelor. Deci, prin adresare la cabinetul de specialitate se poate pune un diagnostic corect, deoarece se aplică testele specifice de testare. Aceste testări se completează apoi cu reacțiile, cu analizele de laborator necesare și ceea ce este foarte important și foarte important mai ales pentru pacienții de vârstă tinere, pentru copii, este faptul că medicul alergolog poate să instituie acea imunoterapie care este real eficientă în monitorizarea acestor alergii, în tratarea lor. La vârste tinere sunt eficiente tratamentele imunoterapice și din această cauză invităm pe toți oamenii, toate persoanele care au copii sau știu eu, persoane de vârstă foarte tinere cu astfel de probleme să se adreseze cabinetului de specialitate pentru un diagnostic corect, pentru un tratament indicat, corect și mai ales corect condus sub stricta supraveghere a medicului de specialitate. Repet și revin pe această cale cu informația cum, potrivit căreia clinica Asclepion a deschis în Târgu Neamț, pe strada Cuza Vodă la blocul E4, un cabinet de alergologie. Pacienții interesați se pot planifica pentru consultații direct la cabinet sau prin intermediul medicilor de familie, deoarece medicii de familie din Târgu Neamț și din comunele limitrofe au fost cu toții informați despre deschiderea acestui cabinet. Pentru că veni vorba despre alergii, veni vorba despre ceea ce consumăm, doamna doctor, care este, după părerea dumneavoastră, cel mai eficient lucru care ne ajută să eliminăm toxinele din organism? După părerea mea este apa. Ce părere aveți? Da, într-adevăr, apa este un, n-aș numi eu chiar aliment, dar este într-adevăr o substanță, un produs care este indispensabil organismului și mai ales care trebuie consumată într-o cantitate corectă, într-o cantitate utilă organismului. Sigur că lipsa aportului suficient de apă, acea deshidratare despre care se vorbește, poate să aibă diverse efecte, poate să aducă la start anumite boli, să declanșeze simptomele anumitor boli. Într-adevăr, o cantitate suficientă și corectă de apă asigură un clearance al organismului, acea eliminare a toxinelor de care vorbiți, prin intermediul rinichiului, bineînțeles. Într-adevăr, este o substanță, un produs, un aliment, nu este aliment apa, dar oricum este un produs care trebuie să îl consumăm în cantități corecte. Bineînțeles că pe lângă apă sunt foarte utile și ceaiurile, bineînțeles că este foarte importantă ca alimentația noastră să fie una echilibrată, să fie una bogată în toate principiile alimentare, deoarece o astfel de alimentație asigură organismului o bună funcționare și, bineînțeles, un nivel imunitar care să ne ferească apoi de apariția bolilor. Așadar, stimați telespectatori, în speranța că v-a adus doamna doctor și astăzi informații foarte importante pentru dumneavoastră,
cu subiectul pe care vi l-am prezentat și pentru cei din Târgu Neamț, informația că s-a deschis la firma, la Centrul Medical Asclepion, aceste două cabinete noi, atunci noi vă mulțumim pentru atenție, doamna doctor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și vă așteptăm în săptămâna următoare cu noutăți despre sănătate. Așadar, la revedere!